Și am zis care e cu alte lucruri pe clasul 50 și ceva la 100. Asta este o grindă a nivelului de instrucție și a modului cum lucrează mintea oamenilor. Deci e nevoie de că posibilitatea de a face o muncă cinstită și de respect pentru muncă cinstită, care nu poate fi făcut decât promovând două lucruri, ceea ce e greu, adică instrucția și sănătatea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! De fapt, când vorbește despre datoriile morale imperfecte față de alții, Kant și față de sine, Kant spune că datoria noastră e imperfectă față de noi, cine este să ne dezvoltăm capacitățile și talentele. Și datoria perfectă față de imperfectă față de alții înseamnă să ajutăm pe ceilalți în același sens, să-și păstreze sănătatea, să dezvolte capacitățile și talentele. Deci e o rădăcină veche și fundamentală care ne spune, de fapt, că statul are obligația să ne pună la dispoziție două bunuri publice fundamentale, fără de care lucrurile pot să cadă omul. Educația și sănătatea, exact așa cum ați spus și dumneavoastră. Și a subliniat lucrul ăsta pe deplin. Important e, cum zicea Marx despre poeta, important e de a o schimba. De a schimba tipul acesta de politici ipocrite, care declarăm, facem legi, copy-paste. Noi am făcut legislații copy-paste. Nu legislează în sfârșit, țită de politici. Am importat instituții care, de exemplu, instituția Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, foarte multă vremea un personal în care nimeni nu știe ce este. Nu? Cum să fi mers în direcția dorită și corespusă de dumneavoastră? Se contribuie la politicile. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, în primul rând, că l-am aflat de mine, așa cum v-am în 1976 în pace. Sigur, nu vă las în țări. Deci declară democrație. Dar nu aplică cei care au avut interese. Cum reușește țara să realizeze democrația, să o respecte și să o aplice? Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru, în China, în Coreea de Nord, în Federația Rusă și așa mai departe. Cum o vezi aici? Acolo nu este democrație. Acolo nu este democrație. Acestea sunt regimuri, exemple care de regimuri autoritare, inclusiv în ce privește China. Respectiv, China a admis economia de piață, că nu putea să reziste. De aceea el e un stat capitalist cu politică comunistă. Adică, pe scurt, regim autoritar. Au rupt, într-un fel, abordarea politicii de abordarea economiei, au lăsat economia să meargă după principiile pieței, dar n-au lăsat și politica să meargă după principiile pieței și tot chinezul să-și poată alege reprezentanții săi. Deci, asta e ruptura. Deci, credința Rusiei s-a prefăcut o vreme care avea un regim pluralist. A chiar prea jucat, relativ convingător. După care, totul s-a prăbușit, s-a întors cumva într-un mod foarte urât la un regim autoritarist sau războinic și mai multe. Deci, ele nu sunt și nu au fost democrații niciodată. Pe câte numești Republica Democrată Populară Coreană, nu? De exemplu. Deci ce aș spune democrație? Ce populară? Ce nume își dă fiecare, eu știu, mulți liberali români din Parlamentul României, care spun liberali și gândesc absolut anti-liberal. Deci, da, una e eticheta și altă analiza dacă eticheta și conținutul merg împreună. Cum are? Vă mulțumesc.
acea responsabilitate și etica grijii, da? Dacă venim în realitate, ai argumente că femeia politiciană din România, în decursul de după 90 încoace, a venit în acest sens cu această etică a grijii și responsabilității, sau poate că să ne gândim în general, dacă are o dimensiune de gen, etica grijii? Depinde, aici a venit foarte mult de felul în care am intrat în politică, motivul pentru care am intrat în politică, cine le-a dus acolo. După părerea mea, legea parității le duce pe care le iau. Și bine, vrei, partidele ar fi obligate să-și construiască listele electorale cu un sex, la sexul altul. În momentul în care șeful este cel care te promovează în politică, șeful te pune sau nu te pune pe listă. Ești la mâna și la obligația lui. Trecem peste sistemul de secretare personale, iubite personale și alte categorii de cetățeni care au mers două filiere de felul acesta. E clar că în momentul în care motivul de existență care în politică este șeful de asupra și aici criteriile astea de genul de care ești nu mai mici. Deși au fost politicieni care au făcut astfel de politici, fără discuție, le-au făcut foarte bine, dar pentru un timp destul de scurt. Și, de exemplu, eu cred cu adevărat că am avut o politiciană percepută de cetățeni ca politiciană cetățenilor. A fost așa, a fost o figură luminoasă a politicii românilor. Sunt intervenții? Dacă nu, să vă mulțumim că ați dat intervenții. Sunt și pe chat. Și pentru că au fost niște încercări timide de aplauze pentru domnul academician Front, aș vrea să urmim aplauzele pentru cei doi. Și